Oamenii din Burdujen sat au mers la prefectură pentru a-i aduce la cunoștință prefectului problemele cu care se confruntă și să-i ceară implicarea în referendumul pe care doresc să-l organizeze. Prefectul Florin Sinescu a spus că pentru organizarea unui referendum este nevoie mai întâi de inițierea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local. Dacă această inițiativă va trece de votul consilierilor, se va organiza referendumul. Ca orice proces electoral care se organizează în județ, instea prefectului poate organiza un astfel de proces electoral. Sigur, el este organizat în baza legii numărul 3 pe 2000, care prevede legate de organizarea unui referendum local câteva probleme punctuale. Inițiativa organizării unui referendum trebuie realizată din partea o treime din numărul de consilieri sau din partea primarului și, bineînțeles, urmează o hotărâre de Consiliul Local, ca, prin care se aprobă organizarea acestui referendum. În termen de 20 de zile de la aprobarea hotărârii de Consiliu Local, se poate organiza acest referendum, referendum care trebuie organizat la nivelul întregii unități administrative teritoriale deci vorbim de întreg municipiu Suceava, bineînțeles, legat de această temă, privind separarea satului Burgen de municipiul Suceava. Acestea sunt prevederile legale. Eu în această dimineață am avut discuții cu reprezentanți din satul Burdujeni. Uh, sigur, dacă ea va întruni gvorumul uh, necesar pentru a fi inițiată, totodată gvorumul pentru a fi aprobată, o trăia din Consiliul Local, imediat după ce vom lua act, vom aplica prevederile legii numărul 3 pe 2000.